Salutare și bine v-am regăsit la un nou clip. Ghiciți ce? Continuăm seria în care încercăm să reparăm funcția Follow Me Home de la Audi meu A4 B7. Dacă n-ați văzut clipul ăsta de pe aici și nu știți despre ce e vorba, am vreo două clipuri. Sunt două, unul în care explic problema și unul în care încercăm o primă rezolvare, din păcate eșuată. Dar, na, în clipul ăla am încercat o primă rezolvare. Astăzi încercăm o a doua rezolvare, să vedem dacă reușim să reparăm această funcție și această eroare pe care o am eu. Unde v-am spus că este puțin mai ciudată. Scurt vă zic, prima dată am încercat să schimb comutatorul de lumini, switch-ul acela, aceeași eroare, aceeași problemă în continuare. Acum mergem la Deva, pentru că eu sunt la Hațec și nu sunt la Timișoara. Mergem la Deva, mergem la un electrician auto. Bine, având în vedere că și prima dată am întrebat un electrician auto, așa se numea el, electrician auto, și mi-a spus că este de la comutatorul de lumini. Bine, așa ochiometric s-a uitat el, a văzut, bac, dă eroare, da, ăsta e defect. Bine, hai să încercăm să-l schimbăm, să vedem dacă asta e problema. N-a fost, asta este. Încercăm acum, mergem la un electrician. Mergem la Deva, dacă toți suntem pe la Hațec, să vedem dacă rezolvăm problema asta, că sunt tare curios. Undeva eu zic că este un fier care nu mai face contact, pentru că altceva nu văd ce să fie ars. L-am pus aici pe fader să conducă, ca eu să pot să filmez și să vă zic. Poate o fi senzorul de la oglindă. Posibil să fie și ăsta defect. Noi am mai desfăcut oglinda, am scos senzorul de acolo din mufă, am scos senzorul ăsta din față de aici, din mijlocul mașinii. Eroarea în continuare e la fel, adică nu-ți dai seama dacă... Mergem să vedem, o mai pune poate pe un tester, să vedem, poate de data asta o să dea vreo eroare sau ceva. Și vă țin la curent, bineînțeles, vedem dacă putem să filmăm, dacă nu putem să filmăm, nicio problemă, o să povestim și o să vă zic dacă am rezolvat sau nu, că mă gândesc că și voi sunteți curioși dacă rezolvăm problema asta mai ciudățică cu funcția auto, că practic acolo e problemă, farurile merg perfect, dar în momentul în care punem pe auto, se aprind farurile indiferent că este zi sau noapte, ele trebuind să se aprindă doar noaptea. Funcția Follow Me Home și Coming Living, cum îi zice, funcționează aiurea la fel zi și noapte și nu mai funcționează nici senzorul de ploaie. Da, cam asta e situația, avem o vreme super faină afară. Mergem ușor pentru că este un pic aglomerat. Ia uitați aici ce vreme frumoasă. Și ne aflăm la încercarea a doua din a rezolva problema asta. Să vedem dacă îi dă cineva de cap sau nu. Dacă nu, mai încercăm. Mergem la Timișoara pe undeva să vedem dacă nu reușim aici. Trebuie să o facem. Trebuie să o facem. Dar vă țin la curent. Oricum ne auzim după ce ajungem și vedem dacă tragem și niște cadre pe acolo ceva și povestim după aia. Bun, fast forward 2 luni, aproape 3 luni mai târziu, vă povestesc imediat de ce a trecut atâta timp, pentru că nu am mai filmat când am fost la Deva și vreau să vă spun pe scurt așa ce s-a întâmplat acolo și de ce nu am mai filmat. După cum ați văzut în imaginile anterioare, am plecat voioși la Deva să rezolvăm problema cu această eroare și ajunși acolo, bineînțeles că era foarte multă lume, de-abia am putut să intrăm și noi puțin să vadă despre ce este vorba. A venit un electrician, întâi au pus-o pe tester, de data aceasta da ceva eroare. Eroarea a fost aceea că nu ajunge curent suficient sau undeva este întrerupere de curent. Ceva în genul acesta, nu mai mi-aduc aminte exact foarte bine. Bun, am stabilit eroarea și a venit un electrician cu un aparat să măsoare curentul care ajunge prin fire. Și s-a constatat că
la oglindă aici sus, se întrerupe curentul. Adică curentul ajunge până acolo și acolo se întrerupe. Bun, și mai departe, constatarea finală a fost că este senzorul de la oglindă defect. Și am zis, ok, este senzorul defect, cât costă un senzor să-l comandăm? Se duce băiatul de acolo, se uită și vine, zice, am găsit senzorul, o să fie cu altă literă, la final, adică codul o să fie cu altă literă, costă 16 milioane. Zic, cât? 16 milioane? Păi dar las așa, adică las mașina așa, nu mai fac nimic ca pot să fie pentru un căcat de senzor de la oglindă să dau 16 milioane, las-o încolo că nu se poate așa ceva. Iar băiatul de acolo fiind de treabă zice, păi ai putea să te duci să cauți prin dezmembrări că sigur găsești. Zice, uite, îți recomand aici lângă Deva la 10 km. Zice, uite, este un dezmembrări, te poți duce și îl găsești mult mai ieftin. Bine, zi și făcut, ne-am urcat în mașină, de aceea nici n-am mai filmat, am condus eu, ne-am dus până acolo, am întrebat, înainte să plec, am făcut o poză la senzorul de aici, pentru că desfăcuseră oglinda și se vedea codul de la senzor, și ca să verifice curentul dacă ajunge până acolo în senzor. Și am făcut o poză și m-am dus la dezmembrări cu poza respectivă. I-am arătat-o și zice, din păcate nu mai avem decât pentru A6 și nu se potrivește la Audi A4. Zic, bine, am plecat de acolo, dezamăgit, asta este. Am sunat în drum spre Hațeg, am sunat la Orăștie, la un alt centru de dezmembrări, am întrebat și acolo. Acolo avea un senzor, doar că pentru Audi A4 B8. Și nu se potrivește, bineînțeles, la Audi A4 B7. Asta a fost, așa s-a terminat ziua de atunci cu drumul la Deva. Deci mai nimic concret, să zic așa, adică nici n-am găsit nici piesa, nici n-am rezolvat problema. Am ajuns la Timișoara și m-am pus pe treabă să caut senzorul respectiv. Nu, am căutat pe Amazon, am căutat pe site-uri, am căutat pe OLX. Ideea este că găseam ceva senzori, doar că nu știam exact dacă se potrivește sau nu și riscam să-mi iau țeapă din nou și să comand și să pierd banii. La un moment dat găsisem ceva pe OLX, l-am întrebat dacă se potrivește, tipul mi-a zis că l-a luat de pe un Q5 sau Q7, nu mai știu exact, din 2007 mașina sau ceva în genul acesta, nu mai știu exact dacă Q5 sau Q7, dar a zis că nici lui nu-i mergea bine, îi făcea figuri. Și am zis, ok, nu pot să comand, senzorul era 150 de lei, am zis, nu pot să-l comand și să risc să pierd și banii ăștia, am mai căutat, v-am zis, am căutat pe Amazon, nu am găsit nimic, pe diferite site-uri și după timp îndelungat am găsit la niște dezmembrări din Constanța. Am găsit acolo, i-am întrebat dacă au senzorul respectiv, mi-au spus că îl au, cu o altă literă, dar se potrivește la mașina aceasta. Costă 250 de lei. Și am zis ok, dacă se poate returna, mă interesează în cazul în care nu rezolv cu eroarea respectivă sau în cazul în care nu merge. Și au zis, da, nicio problemă, aveți 30 de zile în care puteți returna produsul respectiv. Și am zis, super, pentru că nu mai risc banii, dacă este ceva, pierd doar transportul și asta este. Dacă nu funcționează, mă refer. Dar acum l-am comandat și vreau să vi-l arăt și vouă. Cum arată, am primit și rama, ia uitați-o aici, am primit și rama, este original, bineînțeles, Audi, are ceva gel pe spate, dar o să vă arăt că am comandat și un gel ca să îl montăm, pentru că am zis că nu mă mai duc la un centru de ăsta de parbrize, pentru că mă costă peste 100 și ceva de lei, fac pariu, până du-te acolo, bătaie de cap, nu știu ce, înseamnă că poate reușim să-l montăm noi. Așa că am găsit un gel de ăsta pe EMAG, nu e nicio reclamă, nimic. Am găsit un gel de lipit senzori și o să ne folosim de el, bineînțeles.
Bineînțeles, o să mă ajute tatăl meu. Eu vreau să filmez pentru voi, să vedeți și voi în cazul în care aveți această eroare. Sper să vă ajute clipul acesta și încerc să filmez cât de bine pot. De aceea o să ne ajute tatăl meu să monteze el senzorul. Bineînțeles, eu o să-l ajut aici. Hai să ne apucăm și să-i dăm drumul la treabă. Bun, am trecut pe telefon ca să se vadă mai bine, deci o să montăm senzorul. Aici tatăl meu, cum vă ziceam, o să ne ajute să montăm senzorul ca voi să puteți să vedeți cât mai bine pașii pe care îi facem. Avem gelul aici, hai să vă mai arăt odată ce se întâmplă de fapt. Punem contactul și o să dăm pe auto aici și avem eroarea respectivă, da? Ni s-a spus că este de la senzorul de la oglindă, de acolo din spate, undeva acolo exact în spate ar trebui să fie. Ne apucăm să dăm oglinda jos și să punem senzorul acesta ce l-am cumpărat de la dezmembrări, vi-l mai arăt o dată. Original Audi cu altă literă, atât are un A aici. În loc de, nu mai știu ce literă este al meu, dar vedem când îl dăm jos. Hai să-i dăm drumul la treabă. Da, hai, ne apucăm să-i dăm. Apucăm să demontăm, trebuie să demontăm plasticul care de la oglindă. Ne trebuie o chestie tot de plastic ca să nu zgâriem. Așa, demontăm plasticul la prima dată, dar las oglinda un pic mai jos ca să iasă. Și trebuie să dăm chestiile astea, cred că la o parte. A ieșit. Acolo sunt firele ce au fost măsurate de electricianul de la Deva. Așa. Și pe care o să încercăm să schimbăm senzorul. Asta se rotește. De aici de jos, stai așa. Se rotește așa și se dă jos, numai ține puțin de ea, că trebuie să dai firele alea la o parte. Dăm și asta jos. Mai că nu știu unde trebuie să apăs aici. Cred că trebuie să apeși cu o șurubelniță mică. Că are o clemă acolo. Scoatem suportul ăsta afară de cabluri. Am ce greu filmez din partea asta. Da. Așa, am scos suportul. Voi de o șurubelniță mică. Avem aici pe lateral două găuri, care sunt două cleme metalice. Trebuie apăsate alternativ. După care scoatem mufa. Gata, a ieșit. Și am eliberat oglinda. A ieșit mufa de acolo. Ăsta este senzorul ce este stricat. Stai să vedem dacă se vede. Se vede. Acum să vedem cum scoatem suportul. Unde e suportul? Să vedem cum e prins. A, tot cleme laterale. Deci acum trebuie să scoatem clemele alea. Vezi că sunt patru cleme. Uite, a ieșit ușor. Mă, două. Sau două, câte sunt. Să vedem acum cum e. A ieșit și... A ieșit și senzorul. Da. Ba, gelul s-a întărise acolo. Vă că gel este, uite, gelul este acolo. Da, pe... s-a întărise. Păi nimic complicat din ce pare până acum. Am scos și senzorul. Ia să vedem. Așa, dai să vedem cum arată senzorul ăsta, așa la lumină. A, da, cu ce este la final. În rest este la fel, data parcă este la fel de fabricație. Stai să vedem asta nou unde. Nou, adică na, ăsta din dezmembrări. Data de fabricație e 2005, ăsta e 2006. Ăsta e cu A și ăsta e cu C. Mai să punem gelul ăsta la fel. Da. Arată mai bine ăsta meu decât ăsta alt din dezmembrări. Dar na, dacă este stricat, eu ce să zic. E cam fierbinte de la soare. Hai să vedem. Așa, tăi că trebuie să-l curățăm de gelul de dinainte. Păi eu cred că dacă îl montez ar trebui să meargă, nu? Să vedem dacă mai dă eroare, fără să-l mai curezi de gel. Să-l montăm noi, să vedem de eroare. Da, să vedem dacă merge. Trebuie să-l demontăm iară, da? Hai, în fine. Păi doar trebuie pus acolo, mă gândesc, nu? Da, trebuie pusă, cred că și oglinda. Sau nu, oglinda cred că nu. Nu cred. Să vedem care-i treaba cu el. L-am pus. Așa. Ia. Gata? Da. Mamă, ce emoții am iar. Iar am emoții, îți dai seama.
Hai să vedem. Rezolvăm ceva sau nu. Ok. Stai, că ceva nu-i bine. Rear, right, nu știu ce. Din nou. Aici e pe 0. Punem pe auto. Number plate light. Da, nu merge blake-ul, dar văd că nu mai avem eroarea. Nu mai eroarea. Ia stați mai puțin să reparăm number plate light rapid. Bun, am reparat number plate light, face puțin figuri acolo. Hai să dăm din nou, da? Deci dăm pe auto. Nu mai avem eroare, nu vine să cred. Nu mai avem eroare. Deci a fost ars, incredibil. Nu mai avem eroare, nu vine să cred, dar am rezolvat problema. Acum să vedem și dacă funcționează în momentul când pui apă. Da, pe ea, acum trebuie lipit ca să funcționeze, mă gândesc. Dacă nu-ți dă eroare, înseamnă că nici becurile nu-ți aprind, așa-i? Ba da, becurile sunt aprinse, uite de acolo. E noapte? Păi da, dar ele nu, ziua nu ar fi trebuit să-ți aprindă pe auto. Păi da, dar acum nu știu de ce se aprind, da. Ai dreptate și tu aici. Ar trebui să nu fie aprinse, corect. Dar nu știu, acum n-a, e ora 7:30. E întuneric. E posibil. Ia pune aici un pic senzorul la lumină, nu ajunge până aici. Păi da, dar nu știu dacă are... N-are vreo relevanță, nu? Nu. Uite aici, pune să vedem dacă vede ceva. Nu. Deci am încercat și cu telefonul, dar nu. Vedem, văd că eroarea nu mai apare în bord. Ce fain arată aici, uite, cu roz. Ce să trebuie, da, curățate. Nu, uite, se vede ceva fain aici pe filmare. Ăla e senzorul, uite. Înțeles. Acolo e senzorul. Aha. Ăla primește și aici are ceva acolo. Bun, deci nu mai avem eroare în bord. A dispărut, îi dăm din nou pe auto. Se vede, da? Nu mai avem eroare, dar avem farurile aprinse. Păi acum nu știu dacă exact. Un pic am întuneric afară. Deci acum curățăm gelul de pe ăla vechi. Nu, de pe ăsta nou, nu? Ce l-am cumpărat. Da, de pe ăla nou. La vechi nu mai are gelul, că eu las o... Ăsta vechi nu mai are gelul. Ăsta e la vechi, nu mai uite are aici gelul. Aici. Dar oare se mai aprind senzorii ăștia dacă îl bagi acolo? Dacă punem gelul ăsta. Nu e bun. Ia care zici? Ăsta care a fost înainte. Nu e bun. Cum să nu eu? Păi da, dar nu stă pe mașină. A, nu stă lipit, dar nu el stă lipit. Că nu trebuie, că el stă, se lipește de pe, uite. Bine. A, putem încerca. Am pregătit senzorul pentru... Deci am curățat senzorul de gelul ăla ce era pe el, ăsta ce l-am comandat. E clean acum, se poate vedea. Și acum o să montăm celălalt gel. Montăm seringa pentru gel. Montăm seringa pentru gel. Așa, seringa are două tije care se bagă în capăt aici. Așa. Până ajunge la pistonașe. Aici are un capac care rotim și ridicăm de el și scoatem afară. Asta nu ne mai trebuie. Și avem amestecătorul care se pune la fel ca și capacul. Îl băgăm, rotim și e gata. Să avem scos aerul, să nu aibă aer în... Așa. Și apăsând ca la injecție, trebuie să facem ca și când am face o injecție. E liniște că ne concentrăm aici. Cred că ajunge. Bun. Am terminat cu asta. Atât, ai completat-o, nu trebuia să completezi de jur împrejur acolo. Atât, că eu să mai duce singur. Uite, se duce singur, vezi? Uh-huh. El încă nu s-a întărit și merge singur. Rotim ca să acopere tot spațiul. Și ar putea, trebuie și aici, ar putea. Da, trebuie și acolo jos. Gata.
Super bingo, uite. Bun. Rămas aici niște bule de aer, să nu ne putem scoate. Ba, uite, coreșit. Bun. Bun. Acum trebuie să stăm o jumătate de oră. Ca să se întărească și după îl montăm aici sus. Revenim peste jumătate de oră. După ce se întărește gerul. Am pus gerul, am lăsat să usuce aproximativ 10 minute 12 și acum încercăm să-l punem la loc. Vom băga mufa. Și îl băgăm în suportul. Acum trebuie împins bine ca gerul. Trebuie văzut și de afară, cred că. Să vedem cum arată de afară. Mai are ceva bule, parcă. Bun, na, l-am montat acolo cât de cât. Cu gelul acolo a fost un pic o problemă, că trebuie să pui mai mult gel decât marginea. Ai ăla vechi. Un pic să le explic la oameni. Așa. Mai înalt. Deci gelul aici trebuie să fie mai înalt decât buza asta de aici. Ca să se lipească bine. La noi un pic în partea asta aici a fost mai puțin, dar văd că e ok, pare ok. Hai să facem testul, că am adus între timp cât timp am stat să se întărească gelul acolo, am adus sticla asta cu apă să-i facem testul, să vedem dacă funcționează. Deci la Audi, ca să pornești cumva senzorul, adică să fie activ tot timpul senzorul de ploaie, trebuie să ridici maneta de ștergătoare odată în sus. El se va activa practic acum și acum se activează senzorul cum ar veni și doar când plouă, ștergătoarele merg. Da, du-te, dă-i cu apă. Acum, în mod normal, când aveam eroare, acestea funcționau continuu. Văd că acum nu funcționează. Hai să vedem. Ia, uitați că merge. Perfect. Deci se pare că am rezolvat această problemă. Mai dă-i. Deci tu de mai aproape. Ia, dă-i de mai multe ori. Așa, dă-i mai aproape acolo să vedem. Bun, 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 merge. Bun, merge, perfect. Deci l-am montat aici, am pus și chestia asta aici. Totul e ok. Nu mai avem eroare în bord. Perfect. Farurile văd că merg deocamdată. Hai să facem încă un test, că mai avem un test de făcut. În momentul în care închidem mașina, ar trebui să se aprindă farurile. Și în momentul în care o deschidem, iar ar trebui să se aprindă, fiind întuneric afară. Hai să vedem. Înainte farurile mergeau haotic, adică indiferent de cum era afară, s-aprindeau. Deci în momentul actual sunt aprinse proiectoarele, nu farurile, mă scuzați. Hai să vedem, închidem mașina, ar trebui să se stingă, ceea ce e normal. Am deschis. O închidem. Și văd că stau pornite, să vedem. Au timpul ăla până se sting. Da, au timpul ăla până se sting. Gata. Bun, s-au stins și acum dacă o deschidem, se aprind. Numai proiectoarele se aprind. Numai proiectoarele se aprind aici. Și în momentul în care o stingem, trebuie să se stingă, corect. Pare că funcționează. Pare, sigur. Deci pare că funcționează. Zici că sigur? Sigur, sigur funcționează. Hai să mai dăm o dată. Bine, acum este și întuneric afară, deci nu prea putem să facem testul ăsta prea concludent. Dar o să mai facem o dată și pe zi, ca să vedeți dacă se mai aprind proiectoare. Da, normal pe zi n-ar trebui să se aprindă. Acum proiectoarele, da. Acum se aprind, având în vedere că e seară. Na, se aprind. Dar o să facem și pe zi testul ăsta, că e puțin seara afară, chiar dacă nu se vede pe filmare. Acum montăm la loc. Am montat inelul de metal care ține senzorul. El are
două cleme în partea de sus, o clemă în partea de jos când montați, ca astea orientative, și ăștia sunt cremele care prind pe lateral. Acum să punem oglinda. Oglinda va trebui să o băgăm în mufă. Mufa va trebui să pozăm aici în interior. Hai să vedem că a ieșit și firele astea aici. Deci ce greu e să filmez operațiunea asta chiar și ca și cameraman, pentru că e foarte strâmb locul acela și destul de complicat. Gata. Și acum băgăm oglinda la loc. Are niște cleme acolo. Așa. Gata, am pus și oglinda. Ai lumină suficient. Am băgat-o acolo. Da, la fel cum am desfăcut-o. O, au intrat un pic mai greu, nu știu de ce. Dar a intrat un pic mai greu, până la urmă a intrat. Acum mai punem plasticul ăsta. Mai intră plasticul ăsta. Intră. Aici are în partea asta puțin. Gata, am montat și ăsta. Totul e pregătit. Mulțumim. Ți se aprinde ăsta la oglindă? Da, se aprinde când pun contactul. Stai să punem contactul. Merge. Tempomatul se aprinde. Asta nu e roșu. Rear right turn signal. Mai face figuri, văd că rear right turn signal. Trebuie să verificăm, să vedem ce că. Din nou, văd că. Dar funcționează. Becul de pe spate. Adunăm mizeria acolo. Adunăm mizeria, mulțumim pentru ajutor. Urmează un ultim test, cel pe ziua, să vedem dacă funcționează proiectoarele. Deci pe ziua n-ar trebui să se aprindă. Facem testul pe ziua, adică mâine, și revenim cu finalul. Bun, s-a făcut zi, a doua zi, așa că am venit aici unei peisaje și frumos să testăm funcția Follow Me Home. Ieri ați văzut, am pus senzorul, l-am lipit acolo, o să vă zic imediat niște chestii despre el. Și acum vreau să vedem dacă proiectoarele funcționează pe zi, cum făceau cu senzorul vechi. Că senzorul vechi mergea total aiurea, indiferent că era seară, că era dimineață, că era ziua. În momentul în care închideai mașina, se aprindeau proiectoarele. Deci indiferent de ce era afară. În momentul în care o deschideai, din nou iară se aprindeau proiectoarele, deci funcționa tot aiurea. Așa că, hai să vedem dacă funcționează acum și cum funcționează. Bun, în primul rând, hai să facem setările pentru treaba asta. Deci mergem aici la buton, o să punem pe auto. Și aici, Follow Me Home, funcția asta, sau Coming Leaving Me Home, cum îi zice, este pe on. Adică funcția este pornită în acest moment. Hai să vedem dacă închidem mașina. Ce se întâmplă cu proiectoarele? Mergem în față. În acest moment proiectoarele sunt stinse. O să facem așa și închidem mașina și nu se mai aprind. Super. Deschidem din nou. Nu se mai aprind pe timp de zi. Perfect. E perfect. Hai să mai închidem o dată. Deci funcționează. Și deschidem din nou. Nu se aprind. Perfect. Deci funcționează. Deci am terminat toată chestia asta. În sfârșit am rezolvat problema asta. Era senzorul de la oglindă de vină. Deci ăsta era cauza principală pentru care ne-am zbătut atâta câteva luni să le rezolvăm. Am reușit, l-am rezolvat, ceea ce este super bine. Și acum hai să vă dau câteva detalii. În momentul în care lipiți senzorul acolo, aveți mare grijă când puneți gelul. Pentru că gelul respectiv trebuie să depășească buza senzorului. Da? Deci pune să fie mai mult. Noi am pus, adică tatăl meu când ați văzut în imaginea anterioară, noi am pus. Dar ideea e când l-am lipit aici a rămas o parte cu puține bule, adică nu a fost suficient gel. Dar nu e nicio problemă, că dacă nu funcționează cum trebuie, o să-l dăm jos și punem gel din nou și îl lipim cum trebuie. Vi l-am arătat, acum să-l vedeți cum arată. Hai să-i facem și un test. O să fac pe stropitoarea, o să vedeți că fac pe stropitoarea acum. Fiți atenți. Sunt cheile băgate în contact, pentru că de asta merg farurile, da?
Deci stropitoarea ați văzut-o, da? Mai dăm o dată? Hai să mai dăm o dată. Ca să-mi curge apă pe cea. Da. Funcționează. Deci ați văzut, am făcut și pe stropitoarea pentru voi. Numai că nu am fâs de asta acum la mine, că cu ăla am probat senzorul și a mers. Dar nu l-am mai luat la mine, așa că v-am făcut pe stropitoare aici ca să vedeți și voi ce se întâmplă. Se pare că funcționează și senzorul de ploaie, ceea ce este ok, deci am rezolvat problema. Sper că v-am ajutat și pe voi. Clipul ăsta l-am făcut, cum v-am zis, în imaginile trecute, în special pentru voi, ca și voi să vedeți în cazul în care aveți problema aceasta, și sper că v-a ajutat. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, un subscribe și ne revedem, bineînțeles, în următorul clip. Până atunci, numai bine și v-am salutat!